Pe canalul Salut Europa TV găsiți doar informații reale și corecte, adunate toate într-un singur loc, pe care le puteți accesa ușor, le puteți vedea și revedea ori de câte ori vă sunt necesare. Dacă aceste informații, precum și altele viitoare, vă sunt de ajutor, îmi puteți răsplăti munca depusă prin abonarea dumneavoastră la acest canal. De asemenea, îmi puteți lăsa aprecierile și comentariile dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc! Salut Europa! și bine v-am găsit! De-a lungul timpului, ba chiar și în prezent, pe stradă, în societate, la întâlniri cu prietenii sau de către colegii mei de muncă, mi s-a atras atenția și mi s-a explicat că unele lucruri nu sunt ok de făcut, și unele chiar interzise. Unele din punct de vedere moral și etic, iar altele din punct de vedere legal. De aceea mi s-a părut foarte interesant să fac acest episod în care să vorbesc despre un top al lucrurilor și al faptelor care sunt interzise pe teritoriul Germaniei. 1. Munca la negru. În Germania, munca la negru reprezintă o încălcare a legii și se pedepsește cu amenzi de câteva mii de euro pe care le suportă atât angajatul cât și angajatorul. Am făcut deja un video pe care vă rog să-l accesați, unde explic absolut tot despre munca la negru în Germania. 2. Violența asupra copiilor. În Germania există multe legi care protejează viața, sănătatea și drepturile copiilor în mod deosebit. Protejarea copiilor stă întotdeauna pe primul loc. În Germania, neglijarea, violența de natură psihică sau fizică, lovirea sau orice abuz fizic împotriva copiilor, chiar și asupra proprii, propriilor tăi copii, este o infracțiune și se pedepsește foarte aspru. În Germania nu este permisă angajarea copiilor cu vârsta de până la 13 ani, iar tinerii peste 13 ani pot presta doar activități lucrative foarte limitate. Sănătatea și dezvoltarea lor nu trebuie să fie influențate într-un mod negativ. Nemții susțin că perioada copilăriei cât și pubertatea adolescenților să fie una în care creșterea și dezvoltarea copiilor să fie făcută în armonie și lipsită de orice tip de violență. De asemenea, în Germania nu este deloc bine să fii foarte prietenos cu copiii necunoscuți, în așa fel încât să îi îmbrățișezi, să îi mângâiați, ori să le oferiți dulciuri fără permisiunea Părinților. 3. Respectarea liniște publice. Petrecerile în grădină sau grătarul pe terasă, adunările de familie în weekend sunt populare în Germania, mai ales în, sările, în serile în care este cald afară și plăcut vara. Dar dacă petrecerea cu muzică tare se prelungește până dimineața, vecinii pot chema poliția. Să faci gălăgie, să dai muzică tare, să tunzi iarba. Să faci reparații în casă ori alte acte de natură să tulbure liniștea vecinilor între orele 22 și 6 dimineața este interzis prin lege și se pedepsește cu amendă. Această infracțiune poate fi amendată până la 5000 de euro dacă cel care a comis infracțiunea nu poate fi avertizat în alt mod. 4. Hrănirea animalelor străine dacă vreți să fiți amabil cu, cu, vecinii dumneavoastră, o puteți face în diferite moduri, însă nici de cum să le hrăniți animalele de companie fără permisiunea acestora. Dacă animalul de companie al vecinilor fie pisica sau câinele vă vizitează destul de des pentru că îi dați mâncare și din acest motiv nu mai trece pe acasă o vreme sau nu se mai întoarce deloc acasă, fără să vă dați seama dumneavoastră încălcați sfera de proprietate a proprietarului animalului, și se poate ajunge la un proces civil în care proprietarul animalului ar putea spune că i-ați furat animalul. 5. Nerespectarea punctualității. Respectarea orelor la care aveți diferite programări la instituții, ori, orele de întâlnire cu amicii, prietenii sau colegii este foarte importantă în Germania. Întârzierile nu lasă deloc o impresie bună, absența nici atât. Pentru că uneori întârzierile nu pot fi evitate, este de preferat să vă sunați prietenii, ori la instituția unde aveți programare, și să le spuneți că veți mai întârzia. 6. Să mergi pe bicicletă în stare de ebrietate. Germanii sunt de felul lor mai pragmatici și încearcă cât se poate să economisească cât mai multe resurse și să conserve natura. De aceea, oamenii adoptă bicicletele ca un mod de transport practic, ieftin și ecologic, și, în plus, evită astfel aglomerația din centrele orașelor mari. Dacă ați consumat alcool și mergeți cu bicicleta, trebuie să vă așteptați la consecințe grave și amenzi în momentul în care vă va opri poliția, ba chiar vi se va suspenda permisul auto pentru că poliția germană. Ia în considerare că dacă cineva merge băut pe bicicletă, de regulă, așa merge și cu autoturismul. Așadar, riscați o amendă între 600 și 5900 de euro, plus suspendarea permisului auto. 7. Nesortarea gunoiului Sortarea și reciclarea gunoiului în Germania este un proces foarte complicat, și ca să faci totul corect, fără să nu încalci vreo regulă, trebuie să te naști și să crești aici sau minim să trăiești de foarte mulți ani în această țară. Foarte rar se întâmplă ca cineva personal să fie amendat pentru nesortarea gunoiului. De cele mai multe ori lucrătorii firmelor de colectare și sortarea gunoiului, dacă depistează încălcări de mai multe ori, aplică sancțiuni față de casa sau blocul locativ unde au fost depistate acestea, prin mărirea tarifului pentru colectarea gunoiului tuturor locatarilor. Dacă încălcările se continuă, companiile în cauză pot stopa colectarea deșeurilor. În Germania, înainte să aruncați gunoiul, el trebuie sortat. De aceasta, din această cauză veți găsi lângă toate casele sau toate blocurile de la 3 până la 8 tomberoane de diferite mărimi și culori. 8. Salutul nazist și semnul zvasticii. Acesta este o formă de salut din Germania nazistă, care era acompaniat de unele vorbe omagiatoare către conducătorul de atunci prin ridicarea mâinii, iar salutul nazist și implicit semnul zvasticii este interzis prin lege și nu aveți voie să salutați ridicând mâna ori să desenați zvastica. Tatuarea zvasticii pe corpul tău sau desenarea ei pe pereți te poate face dușmanul Germaniei. Multe glume de acest gen s-au transformat în amenzi de mii de euro sau pedepsă cu închisoarea. 9. Să mergi ca pieton pe banda pentru bicicliști. Banda roșie pentru bicicliști se poate afla pe carosabil ori împărțită cu trotuarul unde se deplasează și pietonii. Dacă tu ca pieton mergi pe banda pentru bicicliști și ai fost accidentat de către un biciclist care poate nu te-a observat, vei fi vinovat și vei primi amendă pentru că nici de cum acela nu era spațiul destinat ție. 10. Este interzis să munciți la construcția casei unor rude sau a vecinilor dacă aceștia nu au declarat acest ajutor și nu plătesc asigurare în caz de accidente pentru voi, în timpul muncii. 11. Este interzis să facem discriminări rasiale, religioase, legate de sex, legate de înălțime sau de greutate, în nicio conjunctură. 12. Niciodată. Dar niciodată nu se va merge în vizită la un neamț neanunțat. 13. Download area Area de descărcare sau de filme, muzică, programe neautorizate de pe internet este interzisă și se taxează cu amenzi de mii și mii de euro. 14. Fotografierea sau filmarea copiilor în grădinițe sau școli nu avem voie să facem fotografii cu alți copii în afară de copiii noștri. De asemenea, este interzis să punem fotografii în mediul online cu alți copii în afară de ai noștri, fără acordul părinților acestora. 15. Motorul mașinii nu se lasă pornit când mașina staționează. Această regulă este pentru a proteja mediul înconjurător. 16. Nu ai voie să rămâi fără benzină pe autostradă pentru a nu pune în pericol restul participanților la trafic. 17. La un interviu de angajare, angajatorul nu are voie să te întrebe despre starea de sănătate, orientarea sexuală sau dacă o dorești sau nu să faci în următoarea perioadă copii. 18. Este interzis să facem semne obscene către persoane fizice sau autorități. Dacă ni se fac semne obscene, și răspundem cu aceeași monedă, atât noi cât și cealaltă persoană vom primi amenzi. Acestea sunt doar câteva lucruri și fapte interzise pe teritoriul Germaniei, iar dacă sunteți turiști sau ați venit la muncă în Germania, ar trebui să le aveți în vedere. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uita să vă abonați pentru că așa veți fi la curent cu alte informații. Îmi puteți lăsa comentarii, dar și aprecierile dumneavoastră în rubrica de comentarii. Eu vă mulțumesc, și vă aștept data viitoare. La revedere!